Și începem săptămâna cu vești importante care vin din Parlamentul European referitor la modul în care vor fi verificați cetățenii la granițele spațiului Schengen. Sabina, bună dimineața! Bună dimineața și bun găsit, Nadina! Așadar, despre ce este vorba? Ce se schimbă de acum înainte? E foarte importantă securitatea, știm foarte bine, în Uniunea Europeană și se fac eforturi uriașe pentru a securiza granițele, în mod special în zona Schengen, dar atenție, România și Bulgaria participă la acest exercițiu. În mod concret, despre ce este vorba? Un nou sistem entry-exit ce va înregistra informații privind cetățenii non-UE, cei din afara Uniunii Europene. Este vorba despre nume, documente de călătorie, amprente, imagini faciale, data și locul intrării, ieșirii sau respingerii cererii de intrare în spațiul Schengen. Ei bine, acest sistem, mare atenție, se va aplica atât călătorilor care au nevoie de vize, cât și celor care nu au nevoie pentru o perioadă de 90 de zile, cei care trec granițele externe ale spațiului Schengen. Dar vă spuneam, atenție, și România și Bulgaria participă la acest exercițiu, pentru că noi știm foarte bine, de fapt și de drept ar trebui să fim parte din spațiul Schengen, însă e doar o discuție politică acolo. Sistemul, de fapt și de drept, va înlocui ștampilarea manuală a pașapoartelor și va accelera trecerea frontierelor, facilitând și identificarea celor care depășesc duratele legale, precum și, foarte important, furturile de documente și identități. Sigur, vă întrebați de când va fi operațional acest sistem, există și un răspuns, EES va fi operațional în 2020. Se fac pași importanți însă până atunci. Nadina, cam despre asta ar fi vorba. Mulțumesc foarte mult, Sabina!